Miercuri, pe stadionul orășenesc din Mioveni, a avut loc partida din Cupa României la fotbal dintre formațiile ACS Poli Timișoara și Chindia Târgoviște, încheiat cu victoria echipei de primă ligă cu scorul de 2-0. Antrenorul bănățenilor, Ionuț Popa, a tratat serios meciul de cupă, iar ACS Poli a început mai bine partida. După ratările în lanț ale lui Cânu, Artean și Doman, ultimul a reușit să-l învingă pe portarul Meilă cu un șut din apropiere, stabilind și scorul la pauză. În partea a doua întâlnirii de la Mioveni, bănățenii mai punctează odată prin același Cătălin Doman și formația de pe Bega și-a asigurat locul în optimile de finală ale Cupei României ediția 2016-2017. De remarcat că ambele reușite ale formației de primă ligă poartă semnătura unui argeșan la origini crescut și format la Pitești, Cătălin Doman, iar victoria de miercuri este prima pentru un alt argeșan cooptat de curând în staful administrativ al bănățenilor, fiind vorba de Rică Neaga. Am pregătit destul de serios jocul, aproape că am folosit toți titularii. Echipa a jucat bine, cel puțin până la golul 2, adversarii noștri nu prea au contat, deși este o echipă bună de Liga 2. Ne-am pregătit să mergem mai departe, să dăm și în semifinale Cupei Ligii, mai facem câte o figură și prin campionat. Sunt mulțumit de parcursul echipei, sunt mulțumit și de jocul de astăzi. Cred că și sper din tot sufletul să prelungim cât mai mult acest parcurs bun pe care îl avem.